Bună ziua tuturor și bun venit înapoi pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit pentru voi un subiect profund și captivant, metoda trezirii sinelui divin în 3 pași. Această metodă este o modalitate minunată de a vă conecta cu esența voastră divină și de a vă atinge potențialul maxim. Așadar, să începem cu primul pas. Primul pas în trezirea sinelui divin este să deveniți conștienți de propria voastră divinitate și să o acceptați în mod complet. Aceasta înseamnă să înțelegeți că sunteți mult mai mult decât corpul vostru fizic și mintea voastră. Sinele vostru divin este o scânteie a conștiinței universale, o energie infinită, iubitoare, care vă ghidează în viață. Pentru a realiza acest lucru, puteți încerca diverse tehnici de meditație și introspecție, dedicând timp pentru a vă conecta cu voi înșivă și pentru a explora în profunzime esența voastră, veți începe să descoperiți straturile mai adânci ale sinelui vostru și să vă deschideți la experiențe spirituale și transformatoare. Al doilea pas în trezirea sinelui divin este să eliberați limitările și blocajele care vă împiedică să trăiți într-o stare de conștiință superioară. Mulți dintre noi avem traume și experiențe dureroase care ne influențează negativ și ne țin departe de a ne trăi adevărata esență divină. Pentru a vindeca și elibera aceste blocaje, puteți recurge la diverse tehnici de vindecare, cum ar fi terapia prin artă, terapia prin sunet sau terapia prin Reiki. Lucrând cu un terapeut sau cu un practician experimentat, veți putea aduce la lumină și a vindeca rănile interioare, deschizând astfel calea pentru trezirea sinelui vostru divin. Ultimul pas în trezirea sinelui divin este să integrați și să exprimați divinitatea voastră în viața de zi cu zi. Trebuie să înțelegeți că voi sunteți divin în fiecare moment și că aveți puterea de a crea viața pe care o doriți. Pentru a face acest lucru, puteți încerca diverse practici spirituale și tehnici de manifestare. Meditația zilnică, vizualizarea, afirmările și acțiunile aliniate cu valorile voastre divine vă pot ajuta să aduceți mai multă conștiință și iubire în fiecare aspect al vieții voastre. În acest fel, veți trăi din ce în ce mai mult în armonie cu sinele vostru divin și veți atrage experiențe minunate în viața voastră. Aceștia au fost cei 3 pași principali în trezirea sinelui divin. Încurajez fiecare dintre voi să explorați această metodă în propriul ritm și să găsiți practicile care vă rezonează cel mai bine. Amintiți-vă întotdeauna că sunteți ființe divine puternice și că trezirea sinelui vostru divin este un proces continuu de descoperire și de expansiune. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video și vă încurajez să lăsați comentarii și întrebări mai jos. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai mult conținut inspirațional și transformator. Până data viitoare, să trăiți în lumină și iubirea voastră divină. Pășiți pe acest drum al trezirii și vă veți transforma viețile în moduri neașteptate și extraordinare. Mulțumesc și la revedere!